Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la o nouă emisiune Muzică și Voie Bună! Voie bună avem pentru că este vremea colindelor, suntem în săptămâna mare a Crăciunului, nașterii Domnului și, după cum este tradiția la Nord-Vest TV, în fiecare an, că-i Paște, că-i Crăciun, treabă început orice sărbătoare cu un fecior fain, un fecior care este colaboratorul nostru. Îl îndrăgiți mult dintre dumneavoastră și chiar mi-ați cerut să îl invit. Așa că în această seară îi spunem bună seara lui Ionuț Uivaroși. Bună seara lui Crăciun, că mintea și Crăciunul aici pe noi. Aciui, să știi, numai marți și ea pe duminică deja umblăm a Colinda. Eu am început de astăzi a Colinda și prima casă o faci la Nord-Vest TV. Am venit cu mare drag să colind toți telespectatorii acestui frumos post de televiziune și de aici o luăm către Negreș, către Certează, trecem la Sighet. Trebuie să le spune că tu vii de departe și drumul mai ai, deci nu te duci. E zăpadă, e ploaie, vedeți cum e, am o ploaie, am o soare, am o... e bine. Da, auzi numai, Ionuț, pe bobotează, ajungi acasă, așa pe ziua ta. Trebuie că de umbla cu crucea, că-mi trebuie bani. Am înțeles că am uitat că tu mai și colaborezi cu biserica și... Da. Ce faci, Ionuț? Noi nu ne vedem de foarte mult. Cred că de la Paște, așa-i? De când au fost cu pricesnele. Da, ne-am întâlnit ultima dată tot așa în postul Paștelui și de atunci ne-am bucurat de toate evenimentele și toate proiectele frumoase. Am reușit să imprim un album de pricesne. Te felicit pe această cale. Chiar aș vrea, eu știu că e Crăciunul și postul Crăciunului, dar aș vrea să povestim puțin despre anul 2023. Mâncum timp, mă, două săptămâni și să gata. A fost un an destul de fructuos pentru tine. Da, am avut un spectacol, să începem așa cu începutul. Da, da, te rog. În iunie, un spectacol aniversar, 29 de ani de viață. Mulți înainte. Un spectacol mare, aș putea spune, pentru că am avut interpreți de seamă. M-am bazat pe zona Codrului și îi mulțumesc în special doamnei Leontina Dorca și doamnei Maria Carmen Sas, care și-a lăsat toată activitatea aici la Satul Mare și a venit acolo la noi în Țara Codrului de Maramureș. Concertul, spectacolul a avut loc la Căminul Cultural din Ariniș, deoarece căminul nostru era în reabilitare. Am s-o tomnită, mă. E tomnită, e gata. E nou-nouț. Mă gândeam așa, oare faci un bal, oare ceva așa de după post? Am făcut acum două săptămâni un concert de colinde. Da, știm și te felicităm. Soții Nemeș au fost, da, cap de afiș. Și Ionuț Bledea. Și da, îți foarte mulțumim frumos. Și ție pentru promovarea făcută. Tot timpul, deci te rog frumos, când mai ai astfel de evenimente, indiferent că e Crăciun, că e Paște, mă, tu când faci, așa, te rog frumos, trimite mie poză cu afișul, că noi le punem, că e bucurie, e prilej de bucurie pentru noi, pentru că tu tot timpul ai fost și ești genul ăla de artist care îți place să împărtășești. Adică dacă ți-a dat Dumnezeu harul ăsta de a cânta, de a bucura omul, indiferent că tu cânti muzică de petrecere sau laică, de credință, așa mai departe, tu o împarți cu toată lumea, că Dumnezeu de-aia ți-o dat ca să dai și tu mai departe. Și de-aia te rog frumos, data viitoare, eu tot așa sper că odată și odată când mai organizează Ionuț vreun eveniment, ne va chema și pe noi să fim alături de el. Da, cu mare drag. Deci evenimentul l-am avut în iunie, cu ziua mea de naștere. Da, ziua ta e iulie. În iunie. În iunie? 14 iunie. Aie, și imediat după acest eveniment m-am ocupat de un CD-ul de pricesne, înregistrat la Cluj, la Euromusic, la casa de discuri și am făcut o lansare prin septembrie la Casa de Cultură din Târgu Lăpuș. Iar un spectacol mare, un spectacol frumos, prezentat de Mișu de la Hora TV. Da, îl salutăm pe Mișu, să știi că și noi îl urmărim și el ne urmărește. Și am avut invitați de seamă, precum domnul Vasile Coca, Ion Dordoi, Oana Font. Pe care o salutăm, o salutăm pe Oana și ea se mai uită la noi din când în când. Deci oameni frumoși care și-au dorit să fie alături de mine, și-au dorit să fie alături de proiectele mele și de ce nu m-am bucurat, pentru că totuși să ai într-un spectacol asemenea oameni, îți cea mai mare valoare a noastră, românilor din Transilvania, aș putea spune. Dar Ionuț, tu
ți-ai dat seama sau ai cântărit aproximativ cât de iubit ești tu, nu doar în zona ta, că acum vorbim de zona codrului de Maramureș, dar vorbim și de Lăpușul istoric, pentru că de acolo vin frații Toma. Fără să pui codreanii din județul Satu Mare, că ești iubit, tu ești foarte cerut și aici la noi. De ce crezi tu că lumea te iubește așa de mult pe tine? În primul rând mi-am pus un semn de întrebare la dragostea asta care au în primul rând artiștii față de mine, pentru că totuși să vină Oana Fon, să vină Ion Dordoi, n-ar veni dacă n-ar aprecia acel ceva pentru care vii de la Dej, vii de la Cluj, vii de la Zalău. Da, că nu e acea ori în cutură de botă. Părerea mea este că am încercat întotdeauna să știu unde mi-este locul, să știu să respect, să știu să dau ceea ce a cezarului, adică să dai omenie și respect oamenilor din jur. Și ei au înțeles mesajul meu, au înțeles ceea ce eu le-am oferit de fiecare dată. Eu nu pot vorbi, nu știu, cu Oana Font în public, ceau Oana, ce faci? Da. Nu pot. Da. Aștia și cei 7 ani de acasă, Ionuț, pe care tu i-ai, eu cred că tu ai primit 14. Cu tata fiind învățător în comună, îți dai seama că tot timpul noi, copiii învățătorului, am fost un pic așa... Noi n-am avut voie să ieșim în sat duminica să bem, că no, ia, copilul învățătorului la crâșmă bea. Așa, tot timpul. Fiind cântăresc la biserică de la vârsta de 8 ani, iar am fost în văzul lumii, sâmbătă seară eu n-am putut merge la un club să mă distrez, că... Noi, betea de băutură, nu poate cânta. Da. Deci tot timpul am fost acolo undeva sub o cameră, ascuns a celor din localitate. Da. Și m-am bucurat că acest lucru, iată, sper și nădăjdesc că m-a făcut să fiu ceea ce sunt astăzi. Mi-am terminat, așa spus, anul cu bine și cu multe realizări frumoase. Am realizat în Comuna Urmeniș, acum 2 săptămâni, un concert de colinde, cum am spus, în care am avut invitați de seamă, Maria și Mihai Nemes, care sunt niște oameni deosebiți, cărora le mulțumesc. Da. Ionuț Bledea. Spune-ne așa, aproximativ, cam câte persoane au fost la... Fă cam 200 de persoane și m-am bucurat pentru că la noi, în zona Codrului, chiar vorbeam cu domn primar, noi nu știm ce înseamnă un concert de colinde. M-a întrebat o femeie bătrână, dar... Ce-i ala? Dar ceahi? Unde-o sta? Ceahi ala? Hiva cald încă mine. Unde-o sta? Unde să cântă? Ce să face? Îi pui numai pe aceea pe televizor, zice. Draga de ea. Deci, la noi trebuie mai mult promovat cultura, promovat de fiii satului, de o întâlnire. Da. Zic, și noi, 2-3 copii din sat, dacă ne întâlnim și colindăm o colindă, nu știu, la un cămin, la o biserică, părerea mea că unim. Noi nu ne întâlnim numai pe drum, cum am spus acolo la concert. Mă duc acasă, am tăiat porcul, m-am dus până la magazin după pâine și m-am dus pe jos, că mi-a plăcut să mă plimb. N-am întâlnit un om. Da, toți sunt cu mașina. Și s-a răcit lumea asta în ultima perioadă, încât nu mai vrem să ne vedem, nu mai vrem să ne vedem noi în familia noastră, nu mai vrem să ne vedem vecinii, nu mai vrem să ne vedem consătenii. Oare de ce? O să fie din cauza tehnologiei sau pur și simplu omul a ajuns să se închidă în sine și să își arate oarecum viața pe social media? Părerea mea, cei care se închid nu l-au pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu întotdeauna este lumină și deschiderea noastră spre orizont. Și dacă iubim, nu putem iubi numai culoarea asta. Iubim toată fața de masă. Așa, îți place toată fața de masă, nu doar floarea. Nu-mi place numai frunza verde și floarea ca boboc, nu-mi place. Am înțeles. Toate este de la Dumnezeu și sufletul nostru, atunci când iubește, este văzut și de cel din jurul nostru. Te simte când iubești un om. Și îți dai seama când te uiți la el. Dacă privirea lui pătrunde în privirea lui, atunci îți dai seama că îl iubești și că ești apreciat și iubit. Da. Dacă la sat a ajuns răutatea asta și închiderea asta între noi, vorbeam cu tata, dar păi ce? Și-a făcut vecinul gard între vecinul de 3 metri și piatră și nu știu ce. Când bătrânii, bunicii lor, își dădeau în gard mâncare unul altul cu ulceaua. Sau cu... Tăiai porcul, două tricăs în stânga-dreapta, duceai un tic de guștuleți. Dar sigur că da, să cere și acum aici. Știam eu, când eram mic acasă, bunica, du-te pe la Cornelia, du-i un tic. Acum gata, ne temem că nu ne ajunge un porc de 300 de chile, nu ne ajunge la 2-3 familii. Că poate am 20-30 de ani, 150 de kg de porc, îți ajungea până la celălalt Crăciun mai de nu. Ai tăiat un porc de 50 de kg și ai mâncat. Da, așa ne închidem în noi foarte mult și
părerea mea, și preoții au o mare vină în chestia asta, pentru că ei, fiind acolo la biserică puși, vine generația asta, și eu am terminat teologia, o generație de preoți tineri, care nu sunt mai preocupați de bătrânii satului, care nu sunt mai preocupați de vecernie. Acum, în multe parohii, de exemplu, nu se mai face vecernie, că nu vin numai două, trei babe. Păi lasă-le, mă, să vii ale două babe. Da. E ușor să te bagi la 9 la biserică, ghezi la 12 și o săptămână popa nu mai are treabă. Nu, să știi că, uite, ai deschis un subiect foarte interesant. Noi am fost recent la Mărtinești, unde, exact așa cum spui tu, este un preot tânăr, părintele Vraja, de la Mărtinești. Și să știi că are diferite activități, de la voluntariat, de la întâlnirea cu enoriașii, inclusiv în timpul săptămânii, la pregătirea de mâncare de post, sarmale și ce mai fi. Ei așa o adunat comunitatea în jurul lui, ba făcând sarmale, femeile, bărbați făceau altceva, o reparat gardul de la capelă, se lucrează la băile din curtea bisericii. Am știi și tu că nu toate bisericile au băi în curte și de alea. Depinde foarte mult de persoana care o ai la cârmă. Da, tot timpul am spus și eu părintelui nostru: părinte, trebuie să facem ceva, să copilul să știe că e 1 decembrie și ce sărbătorim pe 1 decembrie. Da. E 1 iunie, văd atâția preoți tineri care în curtea casei parohiale fac atâtea activități frumoase. Da. Pictează, colorează, preotul se pune acolo jos pe el, pe iarbă, și se joacă. Da. Trebuie să căutăm, să-i chemăm la biserică și atunci, bineînțeles, că ei știu și văd. Am participat în postul ăsta la foarte multe concerte de colinde și vedeam copiii o colindat frumos în fața altarului, l-a pus maică sa în bancă pe TikTok, în biserică. În biserică. Mă, deci ai văzut-o. Deci ai văzut tu... No. Sigur că copilul poate nu știe un tată nos, nu știe un îngeraș. Păi tu ca mamă de copil, păi te ocup, nu-i dai telefon la biserică, că nu crapă. Amu să nu plângă, îi dau tableta. Îi dau telefonul, de plânge, îi dau tableta, de plânge tare, îi dau laptopul. Auzi, și-am gătat cu ei. Cam așa era. Vreau să dăm drumul la primele două colinde, dar mi-aduc aminte că eu nu-ți vorbesc, că așa e. Eu când eram micuță și plângeam, mama mai îmi dădea și zicea către mine: n-as, ai de ce plânge. Îmi dădea două pânci și mă închidea și în cameră singur. Când gheți se deschid, am tăgătat pe loc să nu mă închidea, că mă temeam. Da? Eram fericit. Îți dai seama, Ionuț, cum a fost copilăria noastră, deci diferența de 18 ani aproximativ, unul de altul. Diferența de 5 ani în urmă și ce acum e dezastru. E dezastru, așa e. Am un nepot și eu de 6 ani și mă duc la el către cum dată tu. Când viu eu aici, nu-i da telefonul. Dar păi ce să fac cu el? Joacă-te! Da. Eu sătulă de el. Și apoi mă pun eu cu el pe supal, pe sub masă și uită. Jucă. Da, uită de tehnologie. El știi, când mă duc eu acolo, vine unchiul, nu vreau telefonul, știi? Să joacă. Du la biserică, împărtășește. Sunt mame care duc copilul la 10 ani și nu vrea să teme de popa. De ce? Că nu l-ai dus de mic, nu știe el de împărtășanie, de liturghie, de biserică, din Paștele, nu știe nimic. Da. Hai să colindăm! Să colindăm, dar să știi că ai deschis un subiect care e foarte actual, din păcate, să chem. Și din păcate, mamele, eu acum pot să vorbesc și din poziția de mamă și de femeie cu carieră, nu că încerc să lucrez și eu ceva. Credeți-mă că de multe ori când vin copiii acasă, cel puțin când erau mici, și mă întrebau lucruri, îmi era mai ușor să zic: caută pe telefon. Deci crede-mă, eu nu știu, și eu recunosc. Nu știau, nu știu ce, sau du-te treabă-l pe tatăl tău. Deci cu ideea asta, din păcate, așa e, că ne umplem capul cu inutilități. Acum și teme, scrie rezultatul pe tabletă, problema și dă rezultatul, egal cu... Deci nu mai trebuie să... Nu mai bas capul. Nu mai trebuie. No, fii atent așa, facem așa. Davidu, pentru că el este la butoane și în această seară, pregătește două colinde de la Ionuțu Ivaru. Și Ionuț a venit, el de fapt este singur în platou, nu mai are invitați, dar vine cu câteva colinde cadou și de la alți artiști, așa că vreau să ascultați, să vă bucurați de aceste colinde, după care povestim cu Ionuț un pic și despre descrierea lor.
Maria, să ne bucurăm, să ne bucurăm. Căci astăzi la Biflaim s-a născut, cum au prorocii, prorocii mai vede mult, mai vede mult. Când este adubit o ceasă, stă culcat scutec, ce-i împășat, ce-i împășat. Păstorii cu fluierile îl măresc, lui Dumnezeu pentru dânsul îi mulțumesc, îi mulțumesc. S-au iubit, au smirnă și tămâie, i-au dăruit, i-au dăruit. Au smirnă și tămâie, i-au dăruit, i-au dăruit. Vremea colindelor, mă bucur tare mult să-l am în această seară alături de mine pe Ionuț Uiva Roșii. Ionuț, așa cum le spuneam telespectatorilor, tu ai venit cu straița plină de colinde frumoase și cunoscute și mai puțin cunoscute. Știu că ai venit și cu colinde alături de prieteni, de cunoștințe, de tineri artiști pe care tu încerci să-i promovezi. Da, în urmă cu 2 luni am format un grup, grupul Codrenii. M-am gândit să fie toți acei tineri sau mai puțin tineri care au ceva în comun cu muzica populară și își doresc să se afirme, pentru că sunt mulți copii tineri talentați care sunt foarte talentați și nu scoși la lumină, ținuți acolo undeva acasă, cântă la bunica, aia la bunicu. Da. Și m-am gândit așa, din zona Codrului, de Maramureș, cine ar fi, suntem un grup de 6-7 persoane și am încercat să facem o colindă de grup. N-am încercat să-i facem un videoclip pentru că să o dăm astăzi telespectatorilor, dar promitem că o să o postăm pe YouTube, poate de Sfântul Ion, așa să fie. Dar auzi numai, Ionuț, trebuie să le spunem telespectatorilor că dacă nu, astăzi nu o să fie videoclip, dar voi în ajunul de Crăciun, când a fi, niți colinda? Păi vă colindăm cu mare drag. Deci ca să știe, dragii noștri telespectatori, Ionuț, alături de grupul său, Vocal Codrenii, vin să ne colinde și în data de 24, când e vremea colindelor, nu, Ionuț? Venim cu mare drag. De asta spun că videoclipul nu o să fie acum în emisiune, dar duminică, în ajunul Crăciunului, o să venim să colindăm toți Codrenii și toată lumea care ne urmărește. Și acest grup a fost înființat, cum am spus, în urmă cu 2 luni. Și de atunci am încercat să înregistrez o colindă cu colega mea și de formație de anul viitor, Adriana Maur. Așa. Care o să fie difuzată în această seară pentru toți creștinii. Și ne propunem ca în seara de Crăciun, împreună cu colegii noștri, frații Toma, să venim aici să vă colindăm și de aici să umblăm în fiecare casă la colindat. Așa e frumos. Da, pentru că voi păstrați tradiția. Și anul trecut când ai venit cu frații Toma, îmi aduc aminte că povesteam că atunci am râs copios de faptul că de crnați. Și chiar ne-am distrat foarte mult. Eu știi ce zic, măi Ionuț? Înainte să dăm drumul la videoclipul despre care povesteam, tu știi că noi avem și publicitate și le mulțumim pe această cale sponsorilor noștri. Puțină publicitate, trebuie să îți spun dacă ai uitat. Noi suntem live și pe paginile noastre de Facebook, acolo pe Nord-Vest TV și pe Gazeta de Nord-Vest. Iar emisiunea o găsiți și pe pagina noastră de YouTube, acolo pe canalul Nord-Vest TV.
poți să o distribui așa, dacă cumva s-o uita cineva și nu ne-o văzut sau s-o pierdut, acolo ai tătă emisiunea. 2 minute de publicitate, după care revenim cu Ionuțul Ivaroși. Dragii noștri, iată că ne-am reîntors aici în Nord-Vest TV, televiziunea care vă respectă. Povesteam așa cu Ionuț, a avut un an foarte, foarte încărcat, evenimente culturale, lansări de album Pricesne. Este un an, a fost un an productiv pentru tine, un an bun. Ce te aștepți tu de la 2024 așa? Că deja tu ți-ai cam făcut cărțile, că știu, eu te cunosc. În primul rând îmi doresc de la anul ce vine să aducă mai multă iubire între noi, să ne iubim și să ne apreciem, să ne apreciem mai mult, să uităm de atâta ură și răutate și invidia asta ne omoară. Avem multe proiecte anul viitor prin străinătate, avem niște concerte caritabile prin Italia. Da, trebuie să spunem telespectatorilor că voi prestați și în străinătate la evenimentele private. Ați fost în Italia, da, cred că de 2 ori. Asta, de 2 ore la așa. Niște oameni de deci din vezi satul că, mare. Vezi că te urmăresc. Deci ca să nu zici că nu te urmăresc, eu te urmăresc pe tine. Și am văzut ce distracție ai făcut acolo. Milano ați fost. În Verona. Verona, aproape. Și duminica am fost invitați de un părinte din sudul țării la o biserică românească în care am cântat pricesne, am cântat la liturghie și zicea părintele, zice Ionuț, am făcut un afiș că mă voi duce să cânt acolo, zice nici în ziua de Paști n-am avut atâta lume când ai venit tu aici. Deci iată că în străinătate oamenii duc dorul. Da, poate simt, iubesc mai intens. Iubesc altfel costumul popular, sunt atâția oameni care s-au apropiat de cămeșa mea ca de un veșmânt. Și ce dor mi-a fost să pui mâna pe pânză. Și ai simțit sufletul lor plin de dragoste și au cântat acolo alături cu mine, zic, vrem să cântăm o priceasnă, o măicuță sfântă care o știe tot mapa muntă, da, împreună. Așa-i. S-au ridicat pielea pe mine, părintele, extraordinară. Deci sunt oameni care e ca omul ăla însătat și meare după o fântână de apă, cine și până unde să bea un pic de apă. Așa-s românii noștri, chiar vorbeam cu ei după care am stat la o masă, e foarte greu, zice. Sunt zile când lucrăm duminica. Noi nu știm că ce zi e aici. Noi suntem ca România, luni, marți, miercuri, sâmbătă, e duminica, liberi. În familie, aici e mai ușor. Acolo, duminica, noi mergem la agricultură, mergem la ce lucre e acolo. Da. Dar astăzi, zice, a făcut ziua de Paști pentru noi, că ai venit și ai cântat aici la noi în biserică. Să te gândești, Ionuț, că, așa cum spuneai tu, părintele de acolo, de la Biserica Ortodoxă din Verona, vine din sudul României. Te gândești că toți enoriași și că nu au fost numai moroșeni sau numai sătmăreni sau numai... Da, au deci au fost din toată România. România și te-au primit așa cu căldură. Gândește-te tu cum ar fi să mergi măcar o dată pe lună să se organizeze în diferitele biserici ortodoxe din diaspora, dar asta nu e vorba doar de Italia. Da, e foarte greu. În primul rând, tu ca om, eu am renunțat în weekendul ăla poate la o nuntă. Bine, l-am programat de 2 ani. Am renunțat la o nuntă, am renunțat la niște bani, dar am făcut o bucurie care nu pot ei plăti în bani. Și bucuria și surprinderea mea au fost mai mare, zice părintele respectiv, deși eu sunt din sud, facem aici în Verona, în Italia, o biserică din Maramureșul Voivodal. A, deci se biserică de lemn. Da, se construiește. No, și am zis la părintele când anul viitor, când o să fie adusă biserica și montat acolo, o să facem un concert de pricesne și o să duc eu mai mulți soliști de aici din Maramureș. No, e greu, într-adevăr, e departe, trebuie să mergi, știi, cu dube, cu scule și acum cu sonorizare. Că... Dar trebuie să spunem că partea asta e un act caritabil, cum ar veni, pentru că voi nu pretindeți bani, dar aveți nevoie de susținere.
Și susține, așa să vă gândiți că numai până la Bologna, deci dacă zici din Satu Mare Bologna, sunt undeva la 1200 de kilometri. Până la Verona mai sunt încă 150-200 de kilometri. Deci sunt aproximativ 1500 de kilometri de acasă, da, de la tine până acolo. Greu. Am făcut frații Toma cu o dubă și aia donată de un domn din Baia Mare. Ne-a închiriat-o pe o două săptămâni. Am fost trei șoferi, dar e greu. E foarte greu, da. Și am ajuns acolo în satul respectiv și ne-am început cu tricolorul și am cântat Deșteaptă-te române. Și am cântat cântece patriotice când am ajuns la gazdele românce acolo și ce a fost surprinderea, oameni trecând cu mașina, români s-au oprit, da, la noi și au filmat. Să vă filmeze. Oameni șoferi pe tir. Deci duc o viață, dacă nu le-ai fi văzut lacrimile din ochi, ziceai că e bine. Da. Dar tânjesc și duc dorul după România, după biserică, îmi zicea bunică, zice, vai, zice, că mi-o fă dor să văd o cămeșă, să văd un costum popular din Maramureș. Și au fost aici din zona Maramureșului. Deși ei au costume populare acolo, dar zice, mă duc eu să uită lumea hâd. Da, da, să uită urât. Așa, ai foarte mare dreptate și uită că inițiativa ta asta de a culege artiștii, de a-i aduna și să faceți o faptă bună pentru românii din diaspora, în cazul ăsta în Verona, când organizezi ceva, trimitem afiș ca să putem să dăm de știre tuturor telespectatorilor. Eu zic să ne bucurăm de încă două colinde de la Ionuțu Ivaro și colaboratorii săi, pentru că mie așa îmi place să îi spun, este un om atât de modest, a venit cu mai multe colinde, pe multe nu e el, nu ești numai tu ce ne-ai adus în seara asta. Să știi că o persoană egoistă și narcisistă ar fi apărut în toate colindele, ar fi vrut să fie numai el. Nu, eu am fost acolo după camere, le-am spus, stați drept, zâmbiți, chiar ziceam, mămică, dar păi dumneavoastră ce trebuia să fiți cu fiecare? Nu e adevărat. Nu înseamnă că dacă eu fac un grup, eu trebuie să fiu miezul. Stai și acolo pe dungă, să fii coaja, vezi ce bună e coaja de la tine. Da, de obicei coaja e mai bună. Ți-e îți place coaja? Îmi place, de aia să și rup și eu. Așa, toată lumea îi place coaja. Dragii noștri, haideți să ne bucurăm de încă două colinde. Din această seară frumoasă, suntem alături de Ionuț Ivaroșia. Hai cu colinda! Pe a
asta, scump Iisus, am să te rog, fierbinte, atunci când treci prin satul meu, ești mamei înainte. Atunci când treci prin satul meu, ești mamei înainte. Știu bine că ai s-o cunoști, că-și mamă-i nu. Chipul blând, ea stă privind la poartă-ntotdeauna. Cu chipul blând, ea stă privind la poartă-ntotdeauna. Chipul mamei cel senin, ea plânge și suspină, se roagă într-una să mă-ntorc de sărbători cu bine. Se roagă într-una să mă-ntorc de sărbători cu bine. Dar aș fi vrut să pot veni și de Crăciun acasă, să te colind, măicuța mea, în casa părintească, să te colind, măicuța mea, în casa părintească. Dar și tu știi, măicuța mea, că-mi este dor de tine. Dar fac ce pot și voi veni Crăciunul ca vine. Dar fac ce pot și voi veni Crăciunul care vine. Iisus și bunul Dumnezeu, să-mi te aibă-n pasă și
și până vin acasă eu să-mi te țin în viață. Și până vin acasă eu să-mi te țin în viață. Ce greu-i, mamă, prin străini, ce greu e fără tine, și mai ales de sărbători, că nu ești lângă mine, și mai ales de sărbători, că nu ești lângă mine. Măcar acum de sărbători să te am lângă mine, căci vine o vreme, mama mea, când pleci de lângă mine, căci vine o vreme, mama mea, când pleci de lângă mine. Dragii noștri, am revenit. Bucurie mare, bucurie mare. Vine moșul într-o săptămână. Ai scris scrisoare la moșul, măi, Ionuț, că ție ți-a dus moșul cam și ce nu ți-ai dorit. Adică peste. Că cel mai mare cadou anul viitor vine moșul și mi-aduce mireasa. Asta am vrut să te întreb, n-am vrut să te întreb așa direct, am zis că să lasă mai treacă jumătate din emisiune, pentru că tu iubești, ești iubit. Și ai spus-o și data trecută când ai fost la noi, o spui și pe rețelele de socializare, o fată frumoasă. Povestește-ne un pic despre ea. Da, anul viitor o să am și o nuntă, în data de 6 iulie. Ai de mie, știe mie, unde faci nuntă? Să-mi soară, gata, fetelor, ați pierdut. La Baia Mare, la restaurantul Ghita. Așa. Și o să cânte Olimpiu Micle, bineînțeles. Wow. Îi salutăm pe Olimpiu. Și grupul Iza, pentru că mireasa e din Maramureșul Voivodal, mai precis din Budești. Oh. Pe această cale vreau să-mi salut și eu viitorii socri. Îi salutăm și noi, cum te înțelegi? Domnul Viorel și doamna Ileana, mă înțeleg foarte bine, sunt niște oameni de omenie. Da, te-au acceptat. Auzi, ce zic socrii tăi așa, faptul că și-o luat fata lor și-o luat un artist. Nu îi deranjează faptul că nu ești acasă. Eu după 3 luni am cerut-o. Așa e, uite, dragoste la prima vedere. Acum, în noiembrie, am avut un an de relație. Și bineînțeles că o iubesc și ne iubim împreună și cel mai mare dar pe care mi l-a dat Dumnezeu e acela că mă înțelege și mă subține moral, financiar. Gândește-te de când am fost plecat 2 săptămâni de acasă. No, ea e tânăr, are 22 de ani. Mulți înainte. Are nevoie și ea de dragoste, de iubire, de... Da. Merg la filmări, vezi cum e, te duci dimineața și nu știi când vii. Asta, Ionuț, uite, eu asta am apreciat la tine, pentru că acum tu știi în breasla asta de muzicanți, sunt și soliste care au bărbați și numai te întorci și vezi că în spatele solistei iese câte unul. Dar ce e ala, mă? Asta la ce instrument cântă? Nu, că e bărbatul să...
Ai idee, mine, păi nu o scapă niciun, nici, am uștit, tu destul de nu, bine. Nu, eu asta am... Am văzut ca ta, deci viitoarea ta soție, nu tare apare așa alături de tine la diferite evenimente să te păzească oarecumva, nu? Are încredere de plină în tine. La evenimente, a fost anul trecut de Revelion, că nu l-am făcut. Bine, dar a fost egal, asta sunt evenimente speciale. Și vine speciale. Anul ăsta de Revelion, o să cântăm la Negrești, vine așa. Alături de noi, dar în rest eu nu atare am învățat-o pentru că ei cu treaba ei, pe altă... Da. Latura, alt domeniu. Ea cu ce se ocupă? Ea lucră la un restaurant din Baia Mare. E, frumos. Deci asta și-o dorit, asta face și, cum am spus, eu nu la filmări să duc după mine. Vezi câtă lume e la filmări. Da, asta dacă vinem fiecare artist cu câte o persoană, ce era acolo? Da. Și așa e haos la filmări. Da. Iubita, stai acasă, e bine așa, ne întâlnim, venim. Eu așa mi-am dorit și așa am învățat-o, deși așa la început și-ar fi dorit. Da, bine. Mi-a explicat ca la un copil mic, zic ea. E mai greu așa bine, să... sunt situații în care poți face odată la... Da, nu să mă duc la nuntă cu nevasta. Da, apropo, la asta mă gândeam, știi că sunt... Sau la botez, no, pune un loc în plus că vine DJ-ul. Da, cam așa e. Mă bucur tare mult că vă înțelegeți. Tinerică, mi-ai spus că te înțelegi bine cu socrii. Foarte bine, am niște socri. Dar cumnați ai? Am și un cumnat, Petrică, fratele ei, da. Are 22 de ani și el e căsătorit. Așa tânăruc? Tânăr s-a căsătorit anul trecut și lucrează în Elveția alături de soția lui, cumnata Elena, îi salut și pe ei. Bineînțeles că de aici mă duc la Budese, colind. Da, sigur că da. Oare vin și familia din Elveția? O să da, au ajuns acasă acum duminică, wow. Deci sărbătorim în familie și vreau să specific că eu de 5 ani în urmă, în fiecare seară de Crăciun, ne îmbrăcăm în costume populare. Eu știu că eu te urmăresc, eu te-am urmărit în fiecare, eu ți-am spus că eu sărbătorile de iarnă, eu le fac alături de familie, familia mea e plecată și nu prea pot să vină. Din diferite motive și frate Toma, deci voi tătă bonda vă îmbrăcați. Da, ce îmi pare rău anul ăsta că deja din 26 avem evenimente. Eu prefer să mă duc la colindat decât să mă duc la un botez, la un... Pentru da, că colindat e perioada asta, da. Sătul de botez durează tătan, puțin, da. Da, da. Dar nu fiind la niște cunoștințe, deci din 26 deja intrăm în activitate până după anul nou, dar în 24 cade duminica... După Sfânta Biserică, umblăm la colindat și în costume populare de codru, apă și cu o ceacheră și cu o gordună. Suntem vreo 20 și e mare bucurie să știi. Sunteți o gașcă mare. Suntem vreo 20 de soliști din zona codrului, cu instrumentiști, cu dansatori. Ceea ce nu mai vezi în seara, în ziua de astăzi, umblând tineri în costume populare a colindat. Foarte frumos. Dar spune-mi, Ionuț, organizați și partea de V-Flyim, de Stea, de ce se mai face? Le eu mai personal sau? Nu organizez, dar în Băiețe de sub Podru, în comună, se face V-Flyim-ul. Sunt 12 tineri care umblă și ce-i frumos că jumătate din banii strânși îi donează. Îi donează bisericii. Îi donează bisericii sau oamenilor nevoiași. Și noi la fel am făcut de câțiva ani încoace, pentru că, bineînțeles, și noi, dacă am primit un leu, eu o să-i varoș, eu nu iau bani. Da, așa. Am luat și la final, am luat un ștraf de lemn la o bătrânică. Da, ați gospodărit, exact. Ați dat mai departe. Pentru că așa e frumos și proverbul zice, dăruind vei dobândi. Dăruind vei dobândi și eu cred că tu ai făcut fapte foarte frumoase pentru că se vede faptul că, așa cum spuneai tu, pe tine ți-a lăsat impresionat faptul că artiști mari ți-au acceptat invitația să-ți fie alături la lansarea albumului din iunie. Apoi ai avut un alt concert de pricezne, colinde. Deci anul ăsta ai avut și atât pe partea de concerte, de spectacole, ai avut sprijinul artiștilor mari, cu renume, iar pe cealaltă parte ai avut sprijinul publicului și, în ultimul rând, a familiei. Familia te-a susținut, să-i spunem așa, mama, familia ta ce face, cum e, tăiat-ați porcul, că n-am apucat să povestim de tăiatul porcului, am fost...
Am fost la Tăia de Porc, am fost la Laura Bac, acum tu știi pe Laura, am fost la ea la Tăia de Porc, am zis... Șurică ai mâncat? Da, mâncat, m-a așteptat cu Dita Mai Codocu. No, nu ți-i spune, mă, Ionuț. Chiar n-ați o fă? O fost, dar, dar mi-a dat cu ștulău. Cred că mi-am adus acasă jumătate de ștraf. Da, de merg la fiecare la filmat, n-am mai de Tăia Porc. Dar nu, că nu mi-a dat, numai șoric și mi-a dat cârnați. Un dărap de carne. Nu mi-a dat un dărap de carne, mă. Nu? Vai, dar păi Laura tot îți către mie, că nu-mi dă nimic, că îți către mie, că așteaptă să facă jumările. Deci am avea acolo un labo și așa mare, cât e masa asta. Și s-o puse și o făcut jumări. Dar păi n-am stat, auzi tu 6 ceasuri să se facă jumările. Am zis că mai bine mă lipsesc, de-aia mai bine mă duc și îmi cumpăr. Apropo, spune-mi, voi ce ați făcut? Ce-a făcut mama? Am tăiat și noi un porc, tăiem, noi fiind 3 frați, părinții noștri, țin 4 porci. Unul pentru ei, unul pentru mine, unul pentru sora mea, unul pentru fratele meu. Și i-am tăiat pe rând, o săptămână la noi tăta-mi tăia porci. Tăta-s bonțălit, am înțeles. Mie îmi place a prăjit jumere, cum zici. A face cărnați, dar nu-mi place atunci, în momentul ăla, când se taie porcul, nu-mi place. Nu-ți place. Nu-ți dar n-am place. Ce face, că fiind un sat mic, urmenișul, n-avem oameni, la noi nu se curentează, la noi ca pe vremuri, da, îl ții cu funia, îl legi, îl ții. Am înțeles. Am fost și acolo și asta am vrut să spun, că la evenimentele care le-am făcut în post, am făcut mâncare de post. Am făcut pâine în cuptor. Deci să ne înțelegem, ați oferit și o masă caldă cum ar veni? Da, am oferit o masă tuturor artiștilor și, bineînțeles, oamenilor din sală, le-am dat un par de suc la ieșire, un par de pălincă, cu binecuvântarea părintelui, un cozonac, o pancovă, deci o fost de lucru. Și astea cine te-a ajutat să le faci? Trebuie să le spunem, că trebuie să-și ia meritele și oamenii care voluntar te ajută și au cred în tine, pentru că dacă n-ar crede și dacă nu te-ar vedea un om serios, nu te-ar sprijini nimeni, tu știi destul de bine. Da, chiar mă întâlneam cu niște doamne la magazin și le-am zis, concertul care îl fac la urmeniști trebuie și voi. Și dacă aduci o beteală de acasă, da, și o pui pe brad, ai adus un plus, da, adus o valoare plus, evenimentului. Da, corect. Zic, e ușor să vii să te pui pe scaun, să stai cu mâna în șold, ia ce frumos o fost. Apoi să mai și critici, că mai sunt, că nu toată lumea zice că vai ce frumos o fost, mai sunt și din alea care cârcotiesc. Evenimentul fost duminica, zic, eu vreau sâmbătă seara, la ora 6, să veniți la cămin tăt satul. Să veniți să vedeți. Și tăt s-au dus câte un glob, câte o beteală, bine, poate cine n-a mai folosit. Și la final le-am mulțumit și zic, vedeți, concertul l-am făcut împreună. Da, foarte frumos. Partea asta, ce a fost scena brez, un domn de la Soaș, domnul Dulfu, îi mulțumim, i-a dat doi brez și i-am împodobit. Altul, un cozonac, care ce-a putut, pentru că, zic, așa trebuie să ne mobilizăm. Da. Și am strâns la final de pe brad, podobe, instalații, globuri care nu le-au mai folosit, au fost 2 saci plini. Zic, vedeți, ăștia îi punem bine și pe ăla noi avem. Foarte. E munca voastră, e banul vostru, da, care poate la prândeai, la ardei. Măi, Ionuț, ai mobilizat comunitatea asta și mă gândesc așa. Mă, dar tu știi că tu ai față de primar, mă? Deci uite-te, dacă mă uitam așa la celălalt, la vice, la domnul vice, cum îl cheamă? No. Ionuț, Toma. Da, jură-te că n-am știut cum îl cheamă, că 2 Ionuț sunt acolo, Ionuț și Bogdan, nu? Exact. Așa, și stăteam și mă gândeam, mă, eu, pe el chiar nu l-am văzut cu față de vice, și tu, dar pe cine te văd, deci tu ai stofă de primar, de doamnă, nu te-ai gândit, mă, așa? Să știi că deputatul care ne-a ajutat cu sponsorizarea unui album de la Baia Mare mi-a propus. Dar eu nu sunt bun primar, că sunt prea bun. Dar nu, că din aia treabă primarii buni. Măi, uite-te, am tot vorbit, uite, în anul 2024 sunt alegerile și locale și prezidențiale și de tăte tacâmurile, măi, eu nu-ți tu îți dai seama că dacă tu... Ce ai zice să ești primar? Eu, păi dacă ar fi să te votez, crede-mă, mă duc și schimb domiciliu, mă duc acolo la voi să te pot vota, că-s mândră de tine. La 29 de ani, tu ai realizat lucruri atât de frumoase pe partea artistică, pe care nu le-au realizat oamenii care au experiență de 20-30 de ani, 40 de ani de activitate muzicală, nu primul așa? Meu vis la 16 ani a fost să am un album. Și la 18 ani l-am lansat deja, după care am văzut că am avut succes cu el. Primul meu album, să știi că l-am înregistrat aici în Satul Mare, la Cosmin Lipovan. Am înțeles, să salutăm formația Mister. Da, da, și... Gândește-te cât de greu mi-o fost, eu n-am avut atunci permis, am venit cu trenul
Vineam până la gară, de multe ori vinea Cosmin după mine, mă lua la el acolo la apartament. Așa ambiție ai avut tu. Și mami, măi, nu te duce, mă, până satul mare, tu, nu, fă nic la 15-16 ani, ești nebun, mă, nu te duce, vezi, mami, de treabă. Vai, și uite, vezi ce înseamnă ambiția și perseverența. Am ajuns la 29 de ani cu 4 albume scoase printr-o casă de discuri, ceva mult, părerea da, mea. Da, la 18 ani să ai... Și acum lucrăm la cel de-al 5-lea album, noi Horim, Codru Răsună, o să fie Ionuț Ivareu și grupul Codrenii. Doresc ca fiecare membru al grupului să aibă o piesă de singur și 4-5 piese de grup. Și promit aici în fața telespectatorilor că lansarea o să aibă loc a treia zi de Paști. Așa. La Casa de Cultură din Baia Mare și o să fii invitată și tu și toată echipa Norvest TV acolo să ne filmați, să dați la post, lasă de oameni. Da, sigur, trebuie să ne organizăm în așa fel încât să avem detalii mai multe, să vedem cum, uite, eu din partea mea pun la bătaie cadou două bilete, dacă e cu bilet, facem noi să fie frumos, să duc telespectatorii, uite, pentru că avem telespectatori care te iubesc foarte, foarte mult și ne mai gândim noi, dar să știi că vin. Vin cel puțin dacă nu mi-au permisul nici anul ăsta, vin. Dar n-ai permis? Am avut permis. Am și am un permis. E, hai, m-am spăriat amul că n-ai. Nu, păi n-am avut o vreme, n-am avut. Bine, n-am spune la nimeni. Nu mai zic, nu trebuie să știe nimeni. Mai ascultăm încă două colinde, după care revenim să discutăm și despre proiectele de anul viitor. Raiul cel luminos a plecat astăzi Hristos, înconjurat de îngerași ca să-și caute stelași. Înconjurat de îngerași ca să-și caute stelași. Soare, lună, mii de stele strălucesc mai cu putere. Toate în lume au sătat de Domnul când au aflat. Toate în lume au sătat de Domnul când au aflat. Numai omul păcătos le-a făcut toate pe dos. El ușa încuiat să lași Domnului n-a dat. El ușa încuiat să lași Domnului n-a dat. Să vă vestim, căci astăzi ni s-a născut Domnul cel fără de început. Și de-acum până-n vecie mila Domnului să fie.
ăsta prunc, micuț Iisus, în grădiniță El și-a pus un trandafir cu gând curat să-și poarte flori de-ncununat. Aiudei slugeau năpustit asupra trandafirilor, rupând de zor podoaba lor. Trecut au zi florile s-au ofilit și-n grădinița lui Hristos acum creșteau doar sfințe poși. Mai vrei să cete de iudei și-n loc de trandafir curat cu spinii ca un coronat. Așa a fost scris și a plătit pentru noi ce-am păcătuit. Lacrimi de sânge a vărsat, că noi crezare nu i-am dat. Lacrimi de sânge a vărsat, că noi crezare nu i-am dat. Deci, dragii noștri, cum spunea și Ionuț înainte de aceste două colinde, planuri mari sunt și pentru 2024, cum ar fi un concert în a doua zi de Paște? A treia zi de Paște. Lansăm album. Așa, deci lansăm album. Deja are deja un nume albumul. Vreau să te întreb, tu mai ai colaborări cu alți artiști? Ai făcut un cântec? Nu știu dacă anul ăsta sau anul trecut, în primăvară, ai filmat un videoclip alături de Ionuț Teudan, care mai a fost? Natalia, da, cred că... Atunci am o format grupul Chioreni, Codreni și Chioreni, au fost două videoclipuri am filmat, așa. Unul cu băieți numai și unul și cu fete. Au fost Antonia Mitre, Natalia Cosma... Și la cel de băieți am fost eu, Teudan, Denis Cupșe și Cătălin Stan. Și Cătălin Stan, da. Așa, ce relație ai tu cu artiștii băimăreni, moroșeni? O relație bună, pentru că eu dacă am putut, i-am ajutat tot timpul. Dacă tu m-ai anunțat să fac filmări la Nord-Vest TV, da, eu am dat dauzele telefonie. Da. Tu m-ai ajutat pe mine. Hai să fim mai mulți acolo, să reprezentăm Țara Codrului, Maramureșul. Da, da. Să reprezentăm fiecare subzonă a Maramureșului. Pentru că și unul, dacă vine din Țara Lăpușului, da, o fă Lăpușul la filmări la Satul Mare. Așa-i. Și ei apreciază asta și Ionuț e singurul om care nu te gândești numai la tine. De multe ori mi-am dat ciorecii după mine, zic, băi, stai că filmez eu, dacă tu n-ai ciorecii, și ți-i dau la tine. Am dat cămăși și acum de Crăciun la filmări, inimile au dus încă acasă, tăte.
Dar cine își dă în ziua de astăzi costumul? Hai să fim serioși. Nu se prea dau, pentru că exact așa cum spuneai tu, la întâlnirea cu românii din Italia, oamenii s-au emoționat și au fost dornici să pună mâna, să simtă, să pipăiască stofa. Am dat anul trecut o pereche de cizme la cineva, zice, băi, îmi plac și nu ne-am aflat de mult. Mă crezi că am zis, lasă-le la tine. Deci pentru că dragostea asta, dacă eu i-am dat la el cizmele alea, o femeie în două săptămâni ne-o dă două cămăși. Ia, eu nu le-am aflat în ladă și ți le dau la tine. Dar și acum, la mine afli cioreci, la mine afli cizme, curele, gube, cujme. Deci eu le dau, băi, numai să mi le aduceți tăche, acasă. Da. Știi ce vreau să te întreb? Viitoarea ta soție iubește portul popular și cântecul la fel de mult? Da, iubește pentru că a fost dansatoare acolo la ansamblu în Budești, numai că e altă zonă folclorică și noi acum locuim la Baia Mare și să vezi, într-o cameră ne-am făcut o cameră codrenească și o cameră de Maramureș. Deja sunt părțite așa, deși sunteți în apartament. Da, deci la noi poți filma o emisiune când vrei. Bun, uite, hai că facem așa. Vreau să-mi duc din Urmeniș un lădoi, în casă, în apartament. Acolo? Acolo îl duc, în casă. Măi, omule! Am peretare și eu pe păreți, am șterguri, dar ți-am spus, una e codreancă și una e Maramureșa și acolo dorm. Ca să nu fie ceartă între voi. Da, să... pentru că și Maramureșul voievodal are frumusețea lui. Da, categoric, categoric. Și mai frumos, dacă stăm și ne uităm la o poză, un costum de Maramureș, când îți spui Maramureș, automat te gândești acolo la Sighet. Da. Așa, să știi, Ionuț, că eu într-o zi, acum eu sper să ajung înainte de... Să vii cu Colinda? Da, eu sper să ajung înainte de nunta voastră, sper să vin să fac o emisiune așa, nu viața la țară, că putem să facem viața la oraș, dar cu tine să o cunoască și telespectatorii pe viitoarea ta soție și... În afară de căsătorie, eu zic că la 2024, dacă te însori, mai te duci o tură până Italia să le cânți românilor, mai te duci până Germania, până ei mai vrea tu să mergi până Anglia. Așa, lansezi albumul în a treia zi de Paște. Și avem multe videoclipuri care n-am apucat să le filmăm. Dar le faceți. Multe piese, multe colaje, pentru că oamenii... Băi, fă și un colaj de Maramureș. Am înregistrat două colaje de Maramureș, dar... Mie în post, nu știu, nu-mi place să înregistrez, să filmez. Că, totuși, dacă știm să ținem cu mândrie și cu dragoste postul, avem și rezultate pe tot anul. Trebuie să le spunem telespectatorilor că la noi, când vin invitații noștri, când ne trec pragul, încercăm să le oferim o apă, un suc, o cafeluță. Eu i-am oferit ciocolatul ăsta către mine, vai de mine, dar păi zice, post, cum poate? Nu, păi zice că e marța, păi ce are, zice, către mine, dar e postul Crăciunului. Deci tu ții postul. Da, și eu și Maria, viitoare. Amândoi? Da. Măi, dar Dumnezeu, așa, spune-mi așa, cum ai cunoscut-o tu pe Maria? Am vorbit în urmă cu 3 ani cu ea și... N-am avut eu minte, știi că eu tot timpul am fost în râs, cu albi, mi-a plăcut, tot timpul să am 2-3. Și din 2-3 am văzut eu care mere duminica la biserică, primul principiu mi-a fost să se ducă duminica la biserică. Apoi care nu fumează. Și care să aibă carnet. Da, sigur. Dar și tu ai permis. Că am permis, dar tu ai zis, eu te înțeleg. Deci fii atent aici, Ionuț. Tu te-ai dus pe premiza. Măi, eu o să mă duc la cântat. O să fiu plecat. Dacă o să avem copii, păi te duce cu copilul ăsta, că asta n-are permis. Așa e o mașină, are ea, a avut mașina ei, e o scoică în mașină și se descurcă. Deci tu nu ești tipicul bărbat care zice, bă, femeia trebuie să depindă de mine, să aibă nevoie de bărbat. Vreau o femeie independentă. Dacă eu mă duc la cântat, ea zice, vreau să mă duc la mami în Budești. Ai mașină, ai bani, ai permis, uite și te duc. Deci nu ești așa gelos să zici, nu, acasă, gata, te-ai măritat, nu mai mergi la mamă ta. Eu chiar am spus când am fost în Italia, am avut niște zile libere, zic, du-te acasă. Nu sta singură. Să duci la mama, nu mergi la măsa. Să duci la mama ta. Dar asta nu contează, trebuie să fim, lasă să fie liberă. Și acum zic, eu mă duc la niște filmări, vin Satu Mare, am vrut să vadă și Satu Mare. Da. Zice, nu, că am treabă. Bineînțeles, și la noi, săptămâna Crăciunului, spălăm, curățăm. Da. Apropo, unde o să faceți ajunul de Crăciun? La Budești sau la deci voi? Deci la Urmeniș, în Țara Codului, cum am spus, umblăm acolo, da. Dar în 25 seara
grupul Codreni și cu frață Toma ajungem și în Țara Lăpușului și apoi ne mai trecem acolo Cavnicu, pe unde e filmatul cu Linda, da, da, și ajungem în Budești. Vai, deci voi aveți chiar în adevăratul sens a cuvântului, voi aveți foarte mult de umblat. Și apoi din 26 începe evenimentele. De Revelion, ne vedem aici la Negrești, așteptăm toți oamenii la... Dar hai să le spunem telespectatorilor, unde cântați la Negrești? La Căminul Cultural din Vama. Vai, păi acolo se anunță chef mare. Că știi că acolo Bogdan acolo lucră și... Da, 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 așteptăm, da, cu mare drag. Îl salutăm pe Bogdan Toma. La Revelion, la noi, nu o să vii cu Bogdan. Nu, pentru că a avut activitate cu, știți cum e, cu vinoșenii în țară, da, ai, da, de, da, lucru, da, ai, da, de... Da, da, mică, mi-a venit să râd așa, era cine, băiatul pe care l-ai dus în locul lui Antonio, Bogdan, da, da, și zis către mie, Samandanusiel, nu zis către mie, Samandanusiel. Da, colaboram cu mulți instrumentiști din Baia Mare și el e violonist la Ansamblu Transilvania și de fiecare dată, ce bă, e singurul solist care încă mai duci în emisiuni instrumentiști, pentru că știi cum e. Mai, da, bine mă îmbrăc eu singur, toate cămășile lor trebuie să am eu grijă de ele, că sunt mele. Ești ca o cloșcă, mă, Ionuț, și apoi, așa ai? Nu, nu mi-am uitat, mi-am uitat ce oare și eu tot timpul am în mașină, la mine dacă vin mașina, măi... Da, tu ai dressing acolo, o dressing, da, așa este. Mă bucur tare, tare mult. Trebuie să le întreb pe colegul, pe David. David, să știi că povestind cu Ionuț, am uitat șirul videoclipurilor. Cât e mai avem acolo, așa de dăruit? 4 mai sunt. No, eu cred că am pus mai multe, dar nu-i nimic. Mai dai drum acolo la încă două, să fie bine, ca să nu fie rău. Că vreau să le întreb dacă și-o scris scrisoare la Crăciuniță sau la Crăciun. Hai cu videoclipurile. Mamă, ale curidat! Du-te, mă, copil, ai grijă de tine, nu mă, du-te! La ferești cu nintă creată, să nu-ți deie nimeni.
Bună seara, da, bună seara.
Și iată că am revenit. Nu mă satur să povestesc cu Ionuț. Ionuț, așa suntem ca doi bătrâni. Noi când nu ne vedem... Ceapă talpă. Deci, așa, am stat, am povestit despre frații Toma, despre tine. Colaborarea ta cu frații Toma s-a transformat într-o prietenie, dar eu așa vă văd ca și o familie închegată. E cu naș, să știi. Duce-mă! Cum? Pa amândoi! Amândoi, ca o bani. Pa, na, iată ce bulun. Da. Deci, stați amândoi pune de la mine din sat. Da, auzi-mă, spune-mi, dar Ionuț celălalt, fă nuntă, nu fă nuntă? Nu fă nuntă, dar... Am uitat și luat. Uitat și luat, că am are o relație de 7 ani, îți dai seama. Da, am gata, femeia tău s-a așteptat. Apoi eu nu-ți aia numai atât în primărie. Am vorbit cu ea de și am zis, ce dată mă ceream de sărbători. Draga de ea. Mă, tare îi place viața asta, e tare... Da, el în lumea lui, cu acolo viceprimar, vezi, primăriță tânără, are niște secretari de 22 de ani. Ce sensuri? Mă, tu ești bolun, mă, dar bă, numai dacă se uită viitoarea ta nănașă la tine, apoi ce zice? Nu se uită că e la lucru, amică, e pe doi. A, e pe doi, am înțeles. E foarte bine. Ionuț, copii? Ce ziceți? Copii ne dorim, sigur, dar după nuntă. Păi, bineînțeles. N-auzi, eu știu că tu ai terminat teologia și mă gândeam acum cu faptul că tu te căsătorești. Pa, anul viitor, gata, deja vii cu șaiba pe mână, cu mândruța la purtător. Te-ai gândit să devii preot? Știu că tu ai avut gândul ăsta. Nu știu dacă mi-am dorit să devin preot, deoarece dacă devin preot, nu mai pot și cânta. Da, dar mă gândeam, acum tu zici nu mai pot presta servicii la evenimente, exact. Pentru că eu sâmbătă, dacă cânt eu dimineață, nu mă pot duce la slujbă. Sau nici folclor, de când au fost niște scandaluri mai în urmă cu câțiva ani. Gata, ori ești preot, ori solist. Am înțeles, deci s-o cam interzis, da. Așa. Pentru că știi de ce? Eu am văzut că sunt preoți care sunt foarte iubiți. Uite, unul dintre ei, Marius Ciprian Pop. Mai sunt preoți care chiar sunt foarte, foarte iubiți și totuși reușesc, au diferite evenimente, concerte. Da, probabil dar că acum nu te cântă... hirotonește dacă vrei să și cochetezi cu muzica. Nu spus... De la început. Atunci au fost alte vremuri, au fost alte rânduieli, acum sunt alte rânduieli și ar fi păcat, părerea mea, să renunț la tot ceea ce am strâns până acum. Bineînțeles că și preotul e un har și un dar de la Dumnezeu, dar mă pot mântui și dacă nu-s preot, pot face lucruri bune și dacă nu-s preot. Da, categoric, nu trebuie să fie om... Avem nevoie și de dieci la biserică. Eu cântăresc la mănăstire la Dealul Mare și... Să știi că... Mănăstirea Dealul Mare sau unde? E lângă Târgu Lăpuș, la 15 km. Am înțeles. Și tu mergi acolo... Acolo în fiecare duminică s-a angajat și să știi că la o biserică 80% din slujba face cântărețul. Și multă lume la o biserică, dacă nu e cântărețul bun sau nu e un cor bun, deja mai e preotul bun, că lumea nu se duce. Nu se duce. Așa este. Dacă... are voce și are harul, că exact. Și acolo și când cânți în biserică, tu trebuie să cânți cu dăruire, cu suflet, cu pasiunea aia. E greu și la strană, după o noapte de cântat la o nuntă, ca să cânt și corect, că și noi acolo avem partituri, nu cântăm la biserică cum ne taie capul. Mă, așa, că e ca Mătușa Mărie, că mai are Mătușa Mărie, păi strigă mai tare decât popa, nu se aude, numai Mărie. E foarte greu și de multe ori sunt duminici în care mă simt eu că nu n-am prestat cum mi-aș fi dorit liturgia. Am înțeles. Pentru că acolo e ceva divin. Măi, Ionuț, te aud, ești printre puțini artiști tineri, pentru că eu te consider tânăr, tu ești tânără generație, încă nu ești cărunt, încă nu te-o cărunță nimeni, dar ți-e însuratul. Deja am vreo trei fire albe. No, dar nu se pune așa, să știi, dragul meu, vorbești cu atâta drag de... liniștea sufletească, de pacea aia și pe care tu o găsești în cuvântul Domnului și în casa Domnului. Știi, și eu la asta mă gândesc, tu nu fumezi, tu nu ești de acela drogală, eu nu te-am văzut niciodată, deci inclusiv la evenimentele pe care noi le organizam și tu veniai, tu tot timpul erai oarecumva cloșcă, ți-am mai zis și înainte că ești cloșcă, oarecumva... biserica și cuvântul Domnului te-o ținut departe, nu ți-o dat dorința aia, impulsul ăla de hai să gust, să văd, să
fac o nebunie, deci cu țigara, cu, în sensul ăsta vorbesc, știi? Că în generația de astăzi nu există tânăr care să nu vină rupt în gură acasă. Acum, asta e adevărat. Îmi asum ce zic. Da, crescând de mic în biserică și trăind lângă oamenii bisericii, eu n-am învățat asemenea lucruri. Pentru că gândește-te, la vârsta de 8 ani am cântat singur în biserică. Era strana aia și eu m-am dus aici jolăture să mă vadă lumea, că nu mă vedeam de bancă. Nu te vedeai. Pomnic. Da. M-a capul mi se vedea. Și tot timpul am crescut lângă preoți. Și preoții ăia din vremurile în care erau atunci, am mult 10 ani la 50 de ani, oameni cu har, oameni cu frică de Dumnezeu și așa am știut, unde aveam colegi în liceu, bineînțeles că și colegii, deși am fost la seminar, fumau. Și da, terminam și noi orele, stând la internat, hai să mergem la o cafenea, la o narghilea, la... Și singuratul Ivaruș nu vine, eu știut. Zic, mă... Și hai să mergem să ne plimbăm, hai să mergem până la catedrală, să citim un acatist, să cântăm o colindă, dacă eram post, să cântăm o priceaznă, da. Ne filmăm, ne promovăm un pic, noi, clasa seminarului, așa. Bine, mă, tu ești nebun. Deci tot timpul, automat, eu am fost acasă, am stat și am făcut alte lucruri utile. Da, e tare interesant așa cum... Probabil că tu acolo ți-ai găsit liniștea, acolo ți-ai găsit pe eu ăla interior. Da, frica mai mare a fost atunci când am început a cânta la eveniment, în urmă cu 4 ani de zile, când i-am cunoscut pe frații Toma și prima nuntă, toată lumea, solistul nu bea, solistul nu fumează. S-ai pocăit? Nu știu ei ce și cum. Deci eu când mă duc la eveniment, eu șofer. Deci tu tot timpul ești șofer? Eu șoferul. Vai! Păi tu nu închini cu mirele și cu nașul? Închin, dar alta e să închini și alta e să bei. Două lucruri, aici ca femeia tânără și bătrână. Da, foarte corectă. Femeia este, mă diferă. Aia, dai dreptate. No, și eu tot timpul șofer și se vezi pe frață Toma și pe colegii noștri, bineînțeles că ești pe trec, se distrează, îi pui pe la 5 dimineața pe tăți în dubă, nu vorbim, tăți și într-o jumătate de oră nu mai os. Tăți. E foarte greu. E greu să știi. Stai toată noaptea în picioare, să veselești omul, trebuie să și dansezi. Și eu până la 8 ajung acasă, fac un duș și la 9 începe slujba. Eu nu că n-ajung la liturghie, că nu-i cine cânta. Ei se trezesc pe la 2-3, mergem la botez, atunci ești de la biserică. E foarte greu. Deci e greu. Dar chiar zice și eu, nu sunt bucnat, eu nu știu cum reziști tu. Tu zâmbești, tu ai chef de miștouri. Da, că asta e, trebuie, tu ești omul cu voia bună, exact așa cum e, uite, cum e Călin Borșe. Acum știi pe Călina noastră, îl salutăm, formația Argus pe această cale. Măi, omul ăla tot timpul e pozitiv. Am fost la câteva evenimente invitată cu ei. Băi, nu l-ai văzut odată supărat. Dar ce-i stat supărat? Mă, dar zice că-ți mi-au ridicat, ce cânti? Stăpă-i aia, cântă, dar zic, le știi? Mă iau după tine, păi să le știam, nu-i puteam, ce-i cânta, ce noi știi eu. E. Știi, dar altul, instrumentist, se panichează. Cum, dar ce cântă, ce gamă, emite-mi ce... Emite-mi partituri și... Dar cum? Păi, de ce o treabă n-a avut? Da, păi n-a avut. Lasă, Aurică, zice, nu știi, ce-o cota noi, ce găsim. Ce suntem în spatele tău. Exact, știi, același lucru. E foarte important să ai, un om în formație. Deci el e omul ăla foarte talentat și simplu, modest. Da, așa e și tu. Și asta te scoate în evidență prin caracterul tău, felul tău de a fi, cum și soția mea, de exemplu. Da, și Mărie și Mihai, salutăm. Mergi și stai la masă, altul la valoarea lor și la... scara lor unde sunt folclor, nici nu stau cu tine de povești. Nu, deci... Dar sunt și oameni jos pălăria și... Și fetița. Ăștia nici modelele noastre. Da, să știi că, uite, chiar înainte de filmările noastre de Crăciun, ba, imediat după Crăciun, la o zi distanță, noi am filmat Crăciunul tot marța, miercuri seara, ca să-ți dai seama, trebuia să ne întâlnim cu ei, să discut cu ei pentru filmările de Revelion. Și așa să vă închipuiți că la prima benzinărie, înainte să intri în satul mare, da, m-au așteptat cel puțin 40 de minute să vin eu. Da. Cel puțin 40 de minute, că altul
Du-te, du-te, vezi, e treaba, numai... Da, după Aurica, cineva, da. Dar ei mă aștept. Ei, și în schimb, când am fost la Cavnic, o zis, voi sunteți acela la 20 de kilometri de mine, să nu care cumva să îndrăzniți, să nu veniți pe la noi. Și, dragă, de știi cum ne aștepta Mărie? Da. Deci era mâncarea plin, a fost, mi-a făcut coste, mă, la cuptor și de-alea. S-a fost frig, doar... Vai, dragă, de ea, și ceai cu miere și... Da, eu îți spun, oamenii așa primitori mai rar și asta zici tu, am încercat să-mi iau exemple, da. Oameni care sunt valoroși, nu la bani, nu, valoroși, ci la suflet și la talent, talentul pe care îl poartă. Eu așa cred că ne apropiem de sfârșitul emisiunii, o bucurie ca de fiecare dată să te am alături. Promitem că data viitoare când vii, nu-i musai să vii cu frață Toma, că am pe frață Toma mai cunosc. Da, promitem că o să vii cu Măriuca ta, să ne-o prezinți și nouă, vrem să o cunoască și telespectatoare așa, păi nu, uite-te, eu am babeci care se uită. Să-și dea cu părerea, că nu știi, că am, înainte să-mi iau așa, să ne salutăm telespectatorii, trebuie să-mi zici, măi, în ziua următoare, deci tu ai avut duminică concertul, așa-i? No, în ziua următoare, luni, în patru. Pe ulițele din Urmeniș sau unde ți-ai făcut tu concertul. Nu o zis, babile, ai de mie și de mie, tu Ioanuța este a lui, uite-te tu a lui Ivaru și tu ce-o câtă lume a adus aici. S-a dus o bătrânică de asta la bunica, bunica a fost mulți ani învățătoare și zice tu. Eu pe Bleadea și pe Mărie, aceea cum Mihai, eu numai la Hora TV am văzut. Și nici amunul vine să cred. Că i-am văzut în realitate. Da. Deci sunt oameni care, cum am zis eu, către, eu nu-s Bledea pe scenă, zic, bunica, nu l-a văzut numai la televizor. Da, da. O zis o femeie bătrână din 90 de ani, dar cum încheapeți în troc aceea, zice? A, în televizor. De televizor. Am înțeles. Deci sunt oameni care își doresc, au venit la 90 de ani, au venit la concert. Da. Nu-și doreau, nu vineau, stăteau acasă. Ai făcut o bucurie mai mult pentru bunici și străbunici. Da, asta de aia mi-a dorit să fie neapărat în satul natal, să fie la cămin. Îi mulțumim domnului primar că ne-a dorit căminul și să putem face multe evenimente de genul. Doamne ajută! Dragii noștri, cu mare bucurie, credeți-mă, astea două ore... Parcă a fost prea puțin, nu ne ajunge. Dacă anul trecut ne-am prostit și am râs de crnați și de șuncă și de ce-o mai zis el, cum le afumă, cum le face... Nu mai vine mintea la cap al noi. A, noi ăsta ne-am copt amândoi, care mai mult, care mai puțin. Eu zic că mai mult m-am copt eu, dar și da. Tu te-ai copt în momentul în care ai prins curaj și ai cerut-o pe fată. Să știți, dragii noștri, că Ionuțu Ivaru și să căsătorește anul viitor. Noi, după acum, spunem Casa de Piatră să ne chem la nuntă, te rugăm, așa. Mere în toată televiziunea, mere să-l vadă pe Ionuțu Ivaru și Mire. Și e o mare bucurie, știi de ce? Pentru că eu știu că tu ai fost foarte, foarte la sufletul colegului nostru, domnul Dumitru Zimmerman, fiertat. Și eu cred că el de acolo de sus e foarte mândru de toate realizările tale, de la Măriuca ta până la cel mai recent album de folclor, de colind, de pricezne, de orice realizare, concursurile la care tu ai participat. Da, să știi că chiar acum 2 ani am filmat o emisiune cu dânsul la mine în sat și i-a pus pe pagina televiziunii, da. Mele și m-am uitat cu atâta bucurie și în același timp supărare că nu mai este pentru noi, pentru că dânsul a fost omul care m-a făcut cunoscut aici la Sfânt Măreni. Da. M-a ducea și la 2-3 luni, eu nu hai, te rog frumos, domnul Mitică, dar m-am făcut, hai. Da, e foarte important să apar pe sticlă și eu mă bucur tare mult că, deși domnul Mitică nu mai este colaborarea asta... N-a uitat asta, de noi! Eu n-am uitat și nu o să uit niciodată. Îți mulțumim că mereu ești cu gândul la noi, la filmări, la... Eu te rog foarte mult. Fiecare eveniment pe care l-ai, tu trimite numai poza. Capăl otocesc eu, du-te. Pe această cale doresc să transmitem cele mai frumoase urări de sărbători fericite, să primească colindătorii atât pe TV cât și real în casele lor, familia Toma de la Târgu Răpuș, așa ai? Lăpușul Românesc. Așa, din Lăpușul Românesc, ce vă rog frumos. Așa că eu nu mă știu cu din astea, colegii de cântec al lui Ionuț, familia nouă a lui Ionuț de la Budești,
Și dumneavoastră, dragii noștri telespectatori, vă mulțumim că ați fost alături de noi până la această oră târzie. Vă doresc din suflet noapte bună și o să las pe Ionuț să vă facă și el urarea ca să închidem așa emisiunea cum trebuie cu invitatul. Doresc ca nașterea Domnului să aducă în casele și sufletele dumneavoastră multă dragoste, iubire și cum ne iubim familia, să iubim pe cei din jurul nostru. Mai mult de atâta nu am ce să vă spun decât noapte bună. Ce-ai de lucrat, dorule, aș culege strugurii, te-aștema surechii, dorule. Dacă îmi place dinu, îmi place și surechiu, îmi place și surechiu, măi, dorule. Să vie și fetile, să culeagă bobile, să culeagă bobile, măi, dorule. Ce te raște drum, zâne, ce te raște drum, măi, dorule.